Aici, acum, crește Moldova. Partidul Democrat este unicul din acele partide care consideră că Republica Moldova este o țară independentă, o țară care trebuie să aibă relații bune cu toate țările post-sovietice, cum este Ucraina, Rusia, Belarus, Kazahstan și totodată trebuie să avem relații bune cu țările din Uniunea Europeană. Noi considerăm că Republica Moldova trebuie să se dezvolte ca țară independentă, ca țară pentru toți care sunt cetățenii Republicii Moldova. Văd foarte mulți tineri și mă bucur că sunteți aici acasă, aveți un loc de lucru și totodată sunt sigur că foarte mulți din tineri ăștia doresc să aibă, în afară de un loc de muncă, doresc să mai aibă și un apartament și o casă care să fie proprietar. Dar noi venim cu un proiect de locuință pentru tineri, un proiect de locuință care ar da voie tinerilor să își cumpere această locuință. Este vorba despre un credit social, așa, cum este programul Prima Mea Locuință. Este vorba de un credit de la 25.000 de lei până la 300.000 de lei. Un credit care ar avea o perioadă de grație, de rambursare timp de 15-20 de ani, perioadă de grație de 5 ani de zile. Asta ce înseamnă? Că luând această sumă, 5 ani de zile nu plătiți nimic, vă cumpărați apartamentul, procentul plătește guvernul, la voastră achitația este suma asta timp de 15-20 de ani. Sigur că este puțin, nu este mult, dar este un început care va da posibilitatea la tineri ca să, cât de cât, să se descurce. Celor care doresc să pornească o afacere, noi suntem gata să le oferim câte 10.000 de euro, echivalentul la 10.000 de euro în lei, pentru că această afacere să fie mult mai ușor pentru început. Iarăși este destul de, este o sumă mică, dar este un început care ar permite ca acești tineri să pornească o afacere și să stea aici acasă, în Republica Moldova, să nu meargă nicăieri în altă parte. Noi suntem conștienți că acele proiecte de dezvoltare care au început să vină în anul 2014-2013 trebuie să aibă o continuitate. Dar continuitatea ar fi numai atunci când o să avem stabilitate. Uitați-vă acele proiecte de investiții care sunt în drumuri, acele proiecte de investiții care sunt în grădiniță, în școli. Este un început foarte, foarte frumos. Și trebuie să fim conștienți că acei care vor să ne dezvolte, europenii, au grijă ca, în primul rând, de se protejează pe dânsi, pentru că doresc ca să aibă un vecin care are locuri de muncă, doresc să aibă un vecin care are o stare socială normală. Dragii mei, vreau să vă zic că Republica Moldova nu are nevoie de extremi. Republica Moldova are nevoie de stabilitate și de pace în țară. Și cu siguranță că ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, dacă noi nu vom fi atenți, se poate repeta și în Republica Moldova. Acea instabilitate este destul de reală, ca după 30 noiembrie să fie la noi. De aceea vă rugăm să nu votați partidele de extremă stângă și de extremă dreaptă. Votați Partidul Democrat, votați partidele care vă cheamă la pace și la stabilitate. Oameni de cuvânt, de bună credință. PDM. Crește Moldova.